Ne despărțim astăzi de cea mai frumoasă predică rostită vreodată pe acest pământ, de Constituția Împărăției, de predica rostită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El a definit ce înseamnă fericirea pe acest pământ și cred că fiecare dintre noi am spus după ce am citit fericirile, vrem să fim fericiți. Așa cum Mântuitorul nostru a definit fericirea. Și în momentul în care dorești să fii fericit, așa cum El a gândit fericirea, devii sarea pământului și lumina lumii. Iar această sarea pământului și lumina lumii, sau fericirea aceasta pe care El a definit-o, poate să rămână la standardele gândite de El, doar dacă rămâi în spațiul Scripturii. Doar dacă ești milostiv așa cum El își cere să fii milostiv. Dacă postești și te rogi așa cum Mântuitorul nostru a definit postul și rugăciunea. Dacă inima ta dorește din adâncul ei să strângă comori, nu aici pe pământ, ci acolo în ceruri, pentru toată veșnicia. Dacă lupți să nu te îngrijorezi, sau când privești la fratele tău, indiferent de deciziile pe care le ia, nepăcătoasă, nu-l judeci, ci lași totul în mâna Dumnezeului preanalt. Ce predică rostită! Toți care l-au auzit au zis, după ce a sfârșit Iisus cuvântarele acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui, căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarei. Avea putere pentru că era Dumnezeu din Dumnezeu. Avea putere pentru că era Fiul omului care a trăit și trăia fără de păcat. Avea putere pentru că viața Lui curgea din prea bunul nostru Dumnezeu. Da, și cred că toți dintre noi, cred că fiecare dintre noi, dacă am fi fost prezenți acolo, am fi mers după El și am fi zis, da, vrem să fim fericiți alături de El. Sau cu alte cuvinte, vrem să fim ucenicii Lui. Dar vedeți, urmează o altă secțiune, de la 8 până la 10. Și în această secțiune, pentru că Mântuitorul știa că cei mai mulți dintre cei care au ascultat predica vor fi ademeniți să meargă după El. Dar totuși, a fi ucenicul Lui înseamnă să plătești. Există anumite exigențe, există anumite costuri pe care cel care decide în adâncul sufletului său să-L urmeze pe Mântuitorul, trebuie să le plătească. Și cred că de la 8 până la 10, în această următoare secțiune, Mântuitorul vrea să ne arate care sunt costurile ucineciei, ce trebuie să plătești tu ca să mergi din adâncul inimii tale pe urmele Lui. Uitați cum se termină secțiunea, foarte dur. În capitolul 10, cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu își ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Există anumite exigențe. Vrei să fii fericit alături de El? Trebuie să plătești un preț. Următorul pasaj din capitolul 8. Vom sta puțin pe primele trei tablouri din capitolul 8. Haideți să le citim împreună și apoi să facem câteva observații pe ele. 8:1. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după El și un lepros s-a apropiat de El, i s-a închinat și a zis, Doamne, dacă vrei poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, vreau să fii curățit. Îndată a fost curățit de lepra lui. Apoi Iisus i-a zis, vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și zicea, Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis, am să vin
și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns utașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit, căci eu sunt om, sub stăpânire, am sub mine ostași și zic unuia, du-te și se duce, altuia vino și vine și robului meu, fă cu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare, dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac, cu Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției, adică voi, izraeliților, vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrișnirea dinților. Apoi a zis utașului, du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Iisus a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat prinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și a lăsat-o frigurile. Apoi ea s-a dus, s-a sculat și a început să-i slujească. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii. Versetul 17. Ca să se împlinească ce fusese vestit prorocul Isaia, care zicea, el a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre. Amin. Cine nu ar fi vrut să fie lângă un asemenea mântuitor? Lepra să fie luată de pe tine, să te vindece de la distanță, dacă ai friguri, să nu iei un tratament, să rostească un cuvânt și boala să te lase. Cine nu ar fi vrut să urmeze un astfel de mântuitor? Fiecare dintre noi. Dar vedeți dumneavoastră, Matei are o logică în modul în care își selectează tablourile. Dacă ați citit în Luca, predica rostită de Luca, puțin mai scurtă, veți vedea că în capitolul 7, după ce se termină predica, el nu vine cu acest tablou cu vindecarea unui lepros, ci automat vine cu vindecarea robului unui sutaș. Și ne dăm seama că cei doi evangheliști urmăresc un mesaj teologic. Urmăresc un mesaj teologic, puțin diferit. Imediat după predica de pe munte, Matei gândește că este cel mai bine pentru mesajul lui teologic să vorbească despre vindecarea acestui lepros. Un lepros s-a apropiat de el, s-a închinat și a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Ce reprezenta un lepros în secolul I? Era un păcătos, era un izolat, un stigmatizat al comunității iudaice. Nimeni nu voia să stea cu el la masă, ci mai mult de atât, era scos din comunitate undeva în afara ei, ca nu cumva boala care era pe el, o boală contagioasă, să meargă pe ceilalți din comunitate. Acest lepros, nu știu cum s-a apropiat de Mântuitorul, dar s-a strecurat prin mulțime și a îngenunchiat ca un disperat la genunchii înaintea Mântuitorului, sperând că va primi și crezând că va primi vindecarea din partea Mântuitorului nostru. Lepra în Vechiul Testament era un simbol al păcatului. Sunt câteva cazuri. Ne gândim numai la Numeri capitolul 12, când Maria cu Aron păcătuiesc împotriva lui Moise și îl bârfesc. Cum îi pedepsește Dumnezeu? Cu lepră. Împăratul Ozia, în Împărați și în 2 Cronici 26, în momentul în care decide, în îngânfarea lui, să intre în templul lui Dumnezeu, să facă el pe preotul înaintea Domnului, cu ce lovește Dumnezeu? Cu lepră. În limbajul Vechiului Testament, lepra era această boală, un simbol al păcatului. Când lepra venea în viața ta, automat asociai cu o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Așa se simțea acest om. Nu numai că era izolat de comunitatea iudaică, ci el se vedea un blestemat, un păcătos înaintea lui Dumnezeu. Și în disperarea lui, din adâncul sufletului, vede că singura lui speranță de vindecarea sufletului și a trupului este doar în Mântuitorul nostru, Iisus Hristos.
Iisus, pentru că dorea să-l vindece, a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, da, cum să nu, vreau să fii eliberat de păcat și de lepră. Apoi a zis, vezi, să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. În Levitic 13 și 14, în momentul în care cineva era vindecat de lepră, trebuia să meargă la preoți și avea loc un ritual, un ritual foarte asemănător cu ritualul de punere în slujbă a marelui preot. În momentul în care individul venea vindecat de lepră, știți ce trebuia să spună toți din jurul lui, dar și preotul? Că Dumnezeu l-a vindecat. Automat, nu puteau să pună această vindecare în seama unui om, ci Dumnezeu ți-a dat vindecarea. Dacă ți-a dat vindecarea, atunci trebuie să treci printr-un ritual. Iar acest ritual este extraordinar de frumos, pentru că este asemănător cu punerea în slujbă a marelui preot. Ce trebuia să înțeleagă comunitatea, dar și leprosul când trecea prin acest ritual? Așa cum eu mă bucur de poziția marelui preot în comunitate, așa leprosul e vindecat, mă bucur de tine. Tu ești ca un mare preot pentru mine, tu ești ca un sfânt al meu, de aceea te primesc cu brațele deschise înapoi. Mai mult de atât, comunitatea trebuia să-l primească exact așa cum Dumnezeu îl primea, cu brațele deschise, cu respect și cu dragoste, lăsând în spatele lui tot trecutul, bârfa Mariei, bârfa lui Aron, nu mai contau, erau vindecați, primiți ca nou născuți, ca noi în comunitate. Dar vedeți, poate că leprosul acesta nici nu mai avea nevoie să retrăiască. El simțea vindecarea și acceptarea din partea Mântuitorului nostru. Ce sublinează Domnul Iisus Hristos? Ca mărturie pentru ei. Predica de pe munte a fost împotriva acestor învățători falși. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea fariseilor, a preoților, a marelui preot, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și când vezi astfel de oameni în jurul tău care calcă în picioare cuvântul Tatălui, îți vine nici măcar să nu te mai gândești la ei. Dar Mântuitorul nu este ca noi, ci în dragostea Lui cea mare, El dorea ca și acești oameni să fie vindecați. De aceea îl trimite ca mărturie, ca un izvor de apă vie pentru acești învățători falși și mincinoși. Că atunci când acest lepros avea să vină înaintea lor și să-l întrebe, cine ți-a dat vindecarea? Iisus. Știți ce trebuiau să zică ei? O, da, acest Iisus este Dumnezeu, căci numai Dumnezeu poate să vindece de lepră. Dar de ce, Matei, aduci tu acest tablou chiar imediat după această predică fabuloasă? Pentru că când vezi standardele împărăției, când vezi cât de sus trebuie să ajungi în relație cu Dumnezeu, te sperii, te simți ca un lepros, te simți ca unul care nu aș putea niciodată, Doamne, să ajung în împărăția Ta. După ce ai terminat de citit predica de pe munte și ai înțeles măcar puțin din ea, știți care este întrebarea pe care și o pune absolut oricine? Doamne, oare cine poate să fie mântuit? Știți cine poate? Numai cel care are atitudinea unui lepros. Numai cel care, ca un disperat, vede. Nu poți să ignori standardele împărăției. Nu poți să ignori predica Mântuitorului. O ai aici, la dreapta ta. Și trebuie să ajungi acolo. Dar știi că numai prin atitudinea unui lepros, unul care stă la picioarele Mântuitorului și strigă din toți rărunchii sufletului lui, Doamne, dacă vrei, nu eu, ci prin Tine, pot să împlinesc tot ce Tu mi-ai cerut. De aceea Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, când stăm și privim la această predică fantastică, atitudinea noastră să fie atitudinea unui
lepros. Dar textul continuă mai departe. Și după ce vindecă acest lepros și am înțeles că este vorba nu doar de o vindecare fizică, ci merge dincolo de această vindecare fizică, una sufletească. Vedem că unul dintre neamuri, un roman, acest sutaș era un roman, era un comandant, un centurion care avea sub stăpânirea lui cam 100 de ostași. Știm din Evanghelia după Luca că el a zidit sinagoga în Capernaum. Că era, îndrăgea religia iudaică, avea ceva cunoștințe despre tot ce însemna istoria acestui popor. Dar se pare că a auzit și despre Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și atunci, când vede că robul lui, un rob, zăcea în pat, ce reprezenta un rob în societatea respectivă? Nimic. Tu ca stăpân aveai drept de viață asupra lui. Murea, îți cumpăreai altul, îl schimbai, nu valora nimic pentru tine. Dar vedem că acest sutaș avea o dragoste deosebită față de acest rob. Și mi-aducea aminte de Exod capitolul 21. De acea relație pe care Dumnezeu a stabilit-o în poporul Israel dintre un stăpân și un rob. O dragoste, un respect față de robul tău trebuia să aibă stăpânul după standardele lui Dumnezeu, încât robul nu mai voia să plece în veci de la cel stăpân. Atât de frumoasă era relația dintre cei doi, dacă stăteau amândoi în ascultare de Mântuitorul și de Dumnezeul nostru. Se pare că o asemenea relație exista și între acest sutaș și rob. Nu era un simplu rob, era un suflet. Era un om, avea valoare în ochii lui. Dar era pe moarte și nu avea ce să-i facă. Și auzi de Mântuitorul nostru și trimite niște purtători de cuvânt la el să-l cheme pe Mântuitorul nostru. Uitați-vă la atitudinea lui. Mântuitorul decide să vină în casa lui și el spune: Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Nu sunt vrednic să intre sub acoperământul meu. O replică asemănătoare cu cea a lui Ioan Botezătorul. Și cred că așa era atitudinea în adâncul sufletului lui față de Mântuitorul. Nu sunt vrednic, știu cine ești, știu ce putere ai, știu sfințenia care izvorăște din tine. Nu sunt vrednic să fii în prezența mea. Acest sutaș avea o dragoste deosebită pentru rob. Mai mult de atât, se simțea nevrednic să stea în prezența lui Iisus Hristos. Când Iisus aude aceste cuvinte, nu se simte deloc jignit, ci spune el, după ce sutașul îi spune să-l vindece de la distanță, când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici măcar în Israel nu am găsit o credință atât de mare. Când se uită la Mântuitorul, practic vede în el Dumnezeul întrupat, un Dumnezeu care are putere. Când zice, cuvântul lui are forță, ia ființă și chiar dacă este la distanță, acel bolnav, prin puterea lui de Dumnezeu, îl poate vindeca. Ce extraordinar lucru! Îl vede pe Iisus Hristos, acest roman, îl vede ca Dumnezeu umblând printre oameni. După ce se miră Mântuitorul de credința sutașului, uitați ce spune mai departe. Nu știu cum a avut curajul ca într-o comunitate de evrei să rostească aceste cuvinte, dar vă spun că vor veni mulți, și aș spune eu, asemenea acestui sutaș, că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Ce spune Mântuitorul aici? Neamurile sunt aduse la ospățul divin alături de evrei. Această replică este o aluzie la Isaia 25. Și eu o să citesc îndată acest capitol frumos. Totdeauna am avut impresia că Efeseni capitolul 3 sau Fapte capitolul 10
reprezintă modalitatea prin care Duhul lui Dumnezeu dă la o parte granița, zidul dintre neamuri și evrei. Dar se pare că cel care distruge această graniță și aduce la oaltă pe evrei și pe neamuri în împărăția și în slujba de a duce Evanghelia mai departe este Domnul nostru Iisus Hristos. Iar prin această replică, practic Domnul nostru face referință la Isaia 25. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te voi înălța. Laud numele Tău că ai făcut lucruri minunate, planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie, că ai prefăcut cetatea, Babilonul, într-o morman de pietre, cetățuia cea tare într-o grămadă de dărâmături, cetatea cea mare a străinilor este nimicită și niciodată nu va mai fi zidită. De aceea Te slăvesc popoarele puternice și cetățile neamurilor puternice se tem de Tine, căci Tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz, un adăpost împotriva furtunii, un umbrar împotriva căldurii, căci suflarea asupritorilor este ca vijelia care izbește în zid. Domnul oștirilor, pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de văduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acesta înlătură mahrama care acoperă toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie, Domnul Dumnezeu, șterge lacrimile de pe fața tuturor și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său. Da, Domnul a adus la oaltă neamurile și evreii în ospățul lor. Numai că există o condiție, o condiție atât pentru neamuri cât și pentru evrei, să aibă o credință asemenea sutașului, că Dumnezeu, că Iisus este Dumnezeu, care putere să vindece de la distanță, chiar de la distanță istorică. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Dar vestea rea este pentru cei împietriți, pentru evrei. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde vor fi plânsul și scrișnirea dinților. Cei care îl urmau, chiar dacă au fost uimiți de predica Mântuitorului, nu aveau o credință asemănătoare cu a sutașului nostru. De aceea, cei mai mulți dintre ei, din păcate, chiar dacă trăiau în ritualuri, erau cu Dumnezeu pe buze, ziceau Doamne, 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 făceau tot felul de rugăciuni, posteau. Din păcate, cei mai mulți dintre ei au fost lepădați de Dumnezeul nostru. Dar mai avem un tablou, la fel de frumos. Vindecarea soacrei lui Petru. Iisus s-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile. Apoi s-a sculat și a început să-i slujească. Casa aceasta se pare că era locul în care Mântuitorul nostru poposea cel mai des când mergea în Capernaum. Trăia în Capernaum. Iar această femeie se pare că era una foarte dedicată. Când am recitit puțin Marcu capitolul 1 și cumva cele două momente sunt identice, spune la un moment dat, după ce vindecă pe toți bolnavi, așa cum și în textul nostru avem, seara a adus la Iisus pe mulți îndrăciți, El prin cuvântul Lui a scos din ei duhuri necurate și a tămăduit pe toți bolnavii. Toți aceștia, știți unde erau? În casa acestei soacre. Marcu ne ajută să ne dăm seama că acolo erau mai mult de atât. Marcu spune, după ce vindecă pe toți, că toată cetatea era adunată la ușa soacrei lui Petru. Cum n-aș vrea să fiu în locul acelei femei. Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Să spunem, o iau pe soția mea, că îmi permit, că după biserică, toată biserica va veni la mine acasă. Oare cum se va simți? Ea știe. Nu vreau să răspund în locul ei,
Dar vedeți dumneavoastră, această soacră, soacra lui Petru, era una care era dedicată în împărăție lui Dumnezeu. Casa era deschisă pentru lucrarea de mântuire a întregului Capernaum. Toți erau acolo și prin acea casă au auzit de Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Ce lucru extraordinar! Ce frumos! Să pui totul la dispoziție. Iar în momentul în care a fost vindecată, nu și-a văzut de treburile ei, de poftele ei, ci automat, spune textul, a început să-i slujească. Și ea a devenit o oază de viață pentru toți din cetatea respectivă. Ce mărturie frumoasă acestei femei! Prin cuvântul lui a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Citat din Isaia 53 și tocmai l-a prezentat fratele nostru scump, Cornel. Dar nu prea înțeleg legătura. Prin cuvântul lui a scos duhuri, a tămăduit pe toți bolnavii. Nici nu știm dacă erau credincioși sau nu. Textul nu ne spune, nici nu contează. Dar cum completează Matei ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, și îmi dă un citat: Și ai impresia la prima citire că vindecarea de boli trupești este o împlinire a Isaiei 53. După cum am văzut în Isaia 53, tot pasajul vorbește doar de o singură vindecare. De vindecarea de păcat. Orice ai face, nu ai cum. În Isaia 53, El a purtat păcatele noastre, fără de legile noastre, în trupul Său pe lemn. De ce totuși Matei le aduce la olaltă pe cele două? În primul rând, așa cum și fratele nostru a spus, toate bolile reprezintă o cauză a păcatului. Toate bolile reprezintă o cauză a păcatului. Și atunci, da, dacă tu poți vindeca o boală fizică, automat ai putea să spune orice boală fizică, dacă poți să o vindeci, poți să vindeci și cauza tuturor bolilor, și anume păcatul. Și este o interpretare care poate fi corectă. Dar cred că este mai mult de atât. Pentru că mi-am adus aminte de Ioan Botezătorul, când avea îndoiel cu privire la cine este acest Iisus Hristos. Și el citează din Isaia 42. Spune lui Ioan Botezătorul: Surzii aud, orbii văd, leproșii sunt curățiți, săracilor li se vestește Evanghelia. Și Ioan Botezătorul se liniștește, pentru că în cartea Isaia era un certificat de identificare a lui Mesia. Știți care era acesta? Vindecările. Niciun om de pe fața pământului nu a făcut atât de multe vindecări cum a făcut Domnul nostru Iisus Hristos. Iar cartea Isaia vorbește despre robul Domnului ca unul care are putere să vindece orice boală, dar mai mult de atât, acest rob va putea să vindece cauza tuturor bolilor, și anume păcatul nostru. Și eu cred că asta este logica lui Matei. Dragii mei, acest Mântuitor este Mesia. Acest Iisus este Mesia. Uitați-vă la puterea Lui de a vindeca. Este identică cu profeția din cartea Isaia. Mai mult de atât, dacă El poate să vindice bolile fizice, oare nu va împlini și Isaia 53? Isaia 53 este o minune acolo. Nimeni dintre noi nu știm ce s-a întâmplat între El și Tatăl. Prin credință îl luăm, dar această credință este întărită prin această manifestare puternică, fizică, de a vindeca. Și da, El a luat asupra Lui nu toate bolile fizice, ci în primul rând toate păcatele noastre, a tuturor. Pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Pentru cine este predica de pe munte? Pentru înțelepții lumii acesteia? Pentru cărturari și dregători? Nu. Predica de pe munte este pentru un lepros care este marginalizat,
stigmatizat, izolat. El este acel oricine care a auzit, a crezut și și-a zidit casa pe stâncă. Predica de pe munte este pentru unul dintre neamuri care din perspectivă iudaică era un câine. Predica de pe munte este pentru orice femeie care este gata să-și pune inima la dispoziția lui Dumnezeu. Da, predica de pe munte este pentru marginalizații, stigmatizații, pentru orice om de pe fața pământului. Ce încurajare, ce mare har să știi că oriunde te-ai afla, nu contează pătura socială, nu contează cum te privești ceilalți din jurul tău. Dacă iei în serios cuvintele lui și le împlinești, devii asemenea soacrei lui Petru, o oază de vindecare pentru întreaga cetate. Dar vedeți, pentru oricine aude cuvintele mele. Dar cine ești tu, Doamne Iisuse, ca să iau în serios cuvintele tale? De ce să le iau în serios? Da, Iisus este Dumnezeu care vindecă omul de lepra păcatului. Nu ai nevoie de un asemenea Dumnezeu? O, da, și aș alerga cu toată ființa mea în brațele Lui. Mai mult de atât, El poate să vindece în orice loc, în orice timp, în orice moment istoric, nu contează, nimic nu-L împiedică. Nu există o distanță între tine și El ca să te vindece de neputințele tale sufletești, de păcatele tale, de bolile tale spirituale. El da, El poate să te vindece acum și aici. Mai mult de atât. Dar dacă El îți dă vindecarea, ți-o dă ca să stai cu ea și să te privești în oglindă, am scăpat și de păcatul acesta. Am scăpat și de păcatul acesta. Am scăpat și de boala aceasta. O, nu, nu. El în momentul în care îți vindecă sufletul și în anumite situații chiar și trupul, scopul Lui este ca să-L slujești, să te pui la dispoziția Lui și oamenii din jurul tău să fie inundați de viața care trebuie să curgă din noi. Suntem înaintea împlinirii profeției din Isaia, capitolul 53. El a luat asupra Lui toate păcatele noastre, toate bolile noastre, s-a făcut una cu ele și cred că în fața acestei imagini de dragoste, fiecare dintre noi ar trebui să zicem, da, Doamne Iisuse, vreau să ascult și să împlinesc cuvintele Tale. Ce ai făcut Tu pentru mine? Da, vreau să fac. Dar, Doamne, am atât de multe neputințe în viața mea, sunt plin de boli spirituale, ce să mă fac? Asemenea unui lepros, aleargă la picioarele Lui și strigă, da, Doamne, Tu poți, Tu poți să mă curățești. Haide să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului.